bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local. Înainte de a trece pe ordinea de zi, vă propun să supun la vot punctul 2 de pe ordinea de zi, alegerea președintelui de ședință. Conform planificării pe care noi o avem, astăzi este rândul domnului consilier Pairele Cosmin. Supun la vot punctul 2 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Candidat. 15 domnule președinte, vă rog să vervați conducerea ședinței. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Bine ați venit la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local de Rămânești din data de 28.09.2018. Ordinea de zi a suferit mici modificări și anume a fost scos de pe ordinea de zi punctul numărul 14, proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali, la cererea inițiatorului domnul consilier local Pădurariu Gheorghe, și a fost introdus un nou proiect de hotărâre care este la punctul numărul 15. Propun spre aprobare noua ordine de zi modificată. Cine este pentru? În unanimitate? 16 voturi pentru. Ordinea de zi nouă a fost adoptată. Proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 24.08.2018. Cine este pentru? Vă întrebați dacă aveți ceva? Vă rog. Menționați că suntem prezenți în ședința respectivă 15 consilieri. Da. Ați stat domnul Mila și Corpas. Da. Iar la punctul 1, ați spus că au fost aprobat cu 16 voturi pentru și abținere, ceea ce s-a mișat. Da. Bun. 14 puncte. Da. O să modific și o să refac pe lucrurile 4. Da, o să domnul Marașul. Așa de și am precizat din făcut. Vreau să vă spun că aceste procese verbale noi le aprobăm în fiecare ședință. Și în procesul verbal îi consemnat tot ce se discută într-o ședință de Consiliul Local. În numele consilierilor PSD vreau să vă spun trei lucruri. Deci noi am fost totdeauna de acord cu modernizarea și asfaltarea străzilor în Rămânești. Deci se poate vedea în aceste procese verbale de ședință. Deci niciodată nu am zis că nu suntem de acord să se asfalteze în Rămânești. Și aș vrea ca toată lumea să știe că vrem să se asfalteze, să modernizeze străzi în funcție de banii pe care îi avem, pentru că, până la urmă, nu că suntem noi de bine. Asta e. Și am scris în procesul verbal că nu ați fost de acord. Nu, a fost o emisiune și am fost acuzat că nu. Și vreau ca toată lumea să știe că noi suntem de acord să se asfalteze în Rămânești ăsta. Mă bucur. Da. Asta sunt direct vizați, da. Și trebuie să le răspund. Și mai ales strada Brătulești, da, mi-a crescut de... și am, cum să nu fim de acord să se asfalteze? Vrem și în Boiștea, și în Lapă, și în Poiană, și în Sălături, peste tot. Deci nu contează, noi aprobăm, noi suntem legislativi. Mai departe, primăria, prin reprezentanți, trebuie să aducă fonduri, să facem. Da. Am să vă răspund eu, domnul consilier, faptul că dumneavoastră n-ați aprobat o rectificare de buget care rectifica sume pentru asfaltarea străzii Brăturești sau Orizontului, înseamnă că nu ați fost de acord. Deci este vorba de rectificare, ultima rectificare la care dumneavoastră v-ați abținut, toți consilierii PSD, ceea ce înseamnă că nu ați fost de acord ca acea rectificare să se întâmple și nu ați fost de acord ca proiectele care făceau, la care făcea referire rectificarea, să aibă loc. Deci noi în acea rectificare, noi în acea rectificare, din cauza abținerii noastre, în acea rectificare a trecut. Da. A trecut. Și ce vă oprește ca să vă asfaltați? Noi PSD-ul? Da, cred că n-ați văzut că strada Orizontului a fost asfaltată. Păi bun, dar nu cu amicul, că nu puteți asfaltat din cauza noastră la PSD-ul, că nu vreți să spunem anumat. Să spunem adevărul. Deci la diverse puteți să spuneți ce vreți dumneavoastră, la diverse și... Rectificarea efectivă a trecut. Cu ajutorul consilierilor noastre și PNL-ul. Deci a trecut. PNL-ul n-a fost.
de față. Domnul Oștea. Cei doi. La diverse, dacă domnul președinte, la diverse, dacă sunt legate, subiecte legate de... Dacă sunt probleme legate de procesul verbal, vă rog, dacă nu, mergem pe urmă. Ok. Spunem adevărul procesul verbal. Supunem la vot procesul verbal din data de 24.08.2018. Cine este pentru? Numai limitate. 16 voturi pentru. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru luna iulie 2018. Aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Avizează Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe, inițiator primarul orașului Dermănești. Vă rog, domnule primar. Sigur, foarte pe scurt, este vorba de acordarea drepturilor bănești pentru luna iulie 2018. Solicitarea o avem din partea Liceului Tehnologic Dermănești. Suma este 343 de lei. Profesorii au participat la ședințele de bacalaureat. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog, domnul Bagaș. Ca și președintea Comisiei de Buget Finanțe, știu că am mai discutat de acești bani și am zis că poate până în 1 octombrie, domnul primar, să ia legătura cu școlile și să găsim o soluție. Păcat banii ăștia să meargă lunar. Poate găsim o soluție pentru profesori din Dermănești sau găsim alte. Deci propunerea este să nu mai facem aceste plăți. Noi am discutat în cadrul Consiliului, noi am discutat cu toți consilierii. Vom iniția un proiect de hotărâre, vom iniția un proiect de hotărâre în care, practic, noi ne asumăm tot Consiliul Local că nu mai acordăm aceste drepturi bănești din lipsă de fond. Deci asta putem face și atunci. Deci dacă sunteți de acord, spuneți. Domnul Balaș, asta ați vrut să spuneți? Nu cred. Nu, s-a vrut să spuneți altceva de. Da, pentru mine s-a vrut să spuneți altceva. Domnul Moise, nu facem altceva. Vă scrie doar un moment, dacă aveți... La diverse. Nu la diverse, domnul Bivare, pe respectivă. Domnul, că nu mai propunem să nu se pregătească, vă face un lucru. Ce ați propus? Am zis să găsim soluții. La asta înseamnă, găsim profesori din Dermănești, nu mai facem soluțiile respective. Să ocupăm posturile deci, personal din Dermănești. Deci, ca să fim foarte clari, noi nu avem competență Consiliul Local să solicităm Inspectoratului Județean Școlar să angajeze profesori din Comănești. Nu avem competență. Legea reglementează foarte clar și am mai spus asta și am mai precizat de 10 ori. Ce avem noi competență este să inițiem și să aprobați un proiect de hotărâre prin care să nu mai dăm aceste resurse financiare din lipsă de fonduri sau să dăm în continuare acești bani. Deci, asta avem noi competență. Poate spune într-un an de zile cât cheltuim cu aceste... Cu siguranță. Cu siguranță. Fără ajută. Da. Câteva zeci de... Dar legea, cum spune legea? Poate să fie legea spune că pot fi plătite aceste sume în limita resurselor financiare. În limita resurselor. Deci, dacă poate, sigur, noi putem să... Și sunt primării în jurul nostru care nu plătesc aceste deplasări. Nu e niciun fel de probleme. Nu. Dacă avem bani plătim, dacă nu. Supunem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? În unanimitate. 16 voturi pentru proiectul de hotărâre privind naveta profesorilor a fost adoptat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2018 al orașul Dermănești. Avizează Comisia Juridică, Buget Finanțe și de Urbanism. Inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului Dermănești. Vă rog, domnule primar. Da, am să rog foarte pe scurt pe doamna contabilă șef să ne fac foarte pe scurt da, prezentare pentru că s-a discutat pe comisie. Avem la CINSAR, la bugetul local, o creștere de 37,20 lei, după cum urmează, impozite pe venit extravagant plus 4.000, taxe judiciare de timp plus 1,50 lei, alte impozite pe taxe specifice plus 2.000 de lei, impozite pe mijloace de transport persoane juridice plus 11,30 lei, taxe pentru eliberare de autorizații plus 3,10 lei, taxe extrajudiciare de timp plus 2,30 lei,
toate defalcate prin impozitul pe venit plus 110.000 de lei, impozit pentru pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale minus 62.000 lei și fondul de, european de dezvoltare plus 60.000 lei. Aceeași creștere de 37.000 lei va fi și la partea de cheltuie, după cum urmează, învățământ plus 120.000 lei, administrație publică minus 45.000 lei, cultură plus 30.000 lei, sănătate minus 60.000 lei și străzi minus 7.000 lei. La sursa E, bugetul de la veniturilor autofinanțate va crește cu 30.000 lei, la fel și cheltuiala va crește tot cu 30.000 lei, bani care vor merge pe obiectivul amenajare târg plus drum de acces, deci suma este de 30.000 lei. Restul amănuntelor i-am discutat la comisie. Fac precizare, doamna Potabil Șef, că această rectificare vine să completeze resursa financiară pentru, cu 90.000 de lei pentru asfaltarea, sau mai bine zis, reparații sistemului rutier pe strada Brătulești, de la intersecție sens Giratorul Orizontului până la monument Biserica Catolică. Deci, după această rectificare, sper să reușim să găsim un constructor să continuăm turnarea asfaltului de la intersecția străzii Orizontului cu Valea Uzului până la Biserica Catolică. Și a doua precizare, tot în urma acestei rectificări, am propus pentru strada Chimiei, zonă Romanița, Hotel Romanița, strada Căprioarei și strada Stadionului, refacerea trotuarelor, am alocat aici 100.000 de lei, pentru că noi ne-am propus la începutul anului să refacem sistemul rutier și pe aceste străzi. Nu putem să facem acest lucru până nu refacem trotuarul. Deci, printre altele, avem odată, în urma rectificării, refacerea trotuarelor pe cele trei străzi pe care le-am amintit și continuarea turnării asfaltului până la zona Biserica Catolică, în cartierul Brătulești. Vă mulțumim, domnule primar. Dacă mai aveți, poate să mă adăugați? Reparați sistemul de strada Brătulești, vă referiți la asfaltare, da? Da. E reparați sistemul rutier, că acolo sunt și... Da, da. Deci asfaltare, așa se numește. Așa este capitolul, reparați că acolo înseamnă și frezare, înseamnă și plombare, înseamnă și geogrill. Astea soluțiile tehnice le dau. Și la urmă, turnarea unui covor de asfalt. Mai avem 150.000 din începutul anului puși. Deci noi am prevăzut la începutul anului 150.000 pe strada respectivă, da? Și în funcție de cum încasăm, acum cu 240.000 ar trebui să ne încadrăm cu ridicarea de capace și cu tot ce am avem de acolo. Doamnă, vreau să spun că în comisia am fost de acord, deci suntem de acord cu asfaltare și modernizare. Mă bucur, bravo, să știți. Nu ați fost și domnul trecut, domnul Valaș. Doamnă, am fost de acord cu anumite puncte, nu cu... Păi tindea și asfaltarea străzii. Domnul președinte, vă spun cu ce n-am fost de acord. Da, bine. Domnul președinte, ce reprezintă asta? Asfaltarea un kilometru de drum din cartierul Boi și de-a minus 200. Deci se face kilometru de drum? Da, am să vă spun ce înseamnă. Deci știți că noi am prevăzut și am depus una trecută un proiect la PNRD care include și strada Minerilor. Dar eu sper ca luna asta la PNDL 2 resturi ce sunt să reușim să obținem finanțarea și noi am prevăzut niște bani din bugetul local pentru strada Minerilor. Nu putem să avem dublă finanțare. Din cauza asta, fiind prins la PNDL, noi am retras banii aia și ne ducem cu banii pe completare pe Brătulești când aveam din ce pune și pe trotuarele de pe Chimiei, Stadionului și Căprioare. Da? Deci, e finanțat pe PNDL. Sper să obținem finanțarea. Supunem spre aprobare proiectul numărul 4. Cine este pentru? Împotriva?
Unanimitate. 16 voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului a fost adoptat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către DC Transpir SNC prin încredințare directă a spațiului comercial situat în strada Victoriei, orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism, inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, aveți cuvântul. Am discutat în comisii cu corecțiile pe care le-am făcut la comisii în sensul de a fi prețul închirierii va fi 2,5 euro metru pătrat pe lună, fără TVA. Celelalte prevederi din proiectul de hotărâre rămân la fel. Sigur, este un proiect de hotărâre inițiat de mine la solicitarea celor de la administratorul de la Zanfir. Intenția este de a face o modernizare, de a investi în spațiul respectiv și sigur că din acest motiv au rezultat și punctele pe care noi le-am prins în proiectul de hotărâre. Dacă sunt discuții legate de acest punct, nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate de voturi? 16 voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind închirierea de proiecte Zanfir a spațiului comercial de la Victoria a fost adoptat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului amenajarea unui muzeu al primului război mondial în aer liber în piațeta centrului orașului Dărmănești și a fazelor notă conceptuală, temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate. Avizează Comisia Juridică și Comisia de Urbanism. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, aveți cuvântul. Da, fac câteva precizări. Este vorba de un proiect finanțat de Consiliul Local o parte și de Ministerul Culturii pe de altă parte. Face parte din cadrul acțiunilor dedicate centenarului. Așa cum este denumit proiectul, ne dorim să amenajăm un muzeu în aer liber în piațeta din fața primăriei. Pentru a putea parcurge etapele, astăzi am propus să spre aprobare nota conceptuală și tema de proiectare. Urmează ca imediat, săptămâna viitoare, să dăm drumul la studiu de fezabilitate. Proiectul trebuie să-l închidem până la 31 decembrie. Face parte din categoria subvenții de la Ministerul Culturii și în condițiile în care nu reușim să cheltuim acești bani, va trebui să-i dăm înapoi. Este un muzeu în premier în județul Bacău, în aer liber și sper să fie un exemplu de bune practici și nu numai. Dacă sunt discuții pe această temă, nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. 16 voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind amenajarea unui muzeu al primului război mondial a fost adoptat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru completarea la HCL numărul 2 din 30.1.2017 privind aprobarea realizării proiectului lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe râul Dărmăneasca, orașul Dărmănești, județul Bacău, finanțat de către Galb Valea Muntelui, prin măsura M5/4A, infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor. Avizată Comisia Juridică și Comisia de Urbanism. Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este primarul orașului Dărmănești. Domnul primar. Da, câteva precizări și aici. Ieri am fost la FIR și am semnat contractul de finanțare pentru acest obiectiv. Imediat ce săptămâna viitoare vom avea timp, vom lansa procedura de, pentru proiectare și execuția acestor lucrări. Sper că anul viitor investiția să fie realizată. Este vorba de curul de la Dărmăneasca care a creat mult disconfort cetățenilor la fiecare coaie mai serioasă. Hotărârea în urma asemnării contractului s-a cerut ca hotărârea dată în 2017, hotărârea numărul 2, în 30 ianuarie 2000, să fie completată cu nota conceptuală și tema de proiectare. Deci, practic, astăzi venim să completăm acea hotărâre de consiliu. Dacă sunt întrebări legate de acest proiect de hotărâre, nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Vreau să fac o mențiune. A trecut. Grupul PSD a votat și proiectul ăsta.
16 voturi pentru proiectul de hotărâre privind completarea anexei 2 pe 2017 a fost adoptat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modernizarea traseelor turistice în munții Nemira prin măsura 8/6B, investiții în infrastructură și servicii publice. Avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe și Comisia Urbanism. Inițiator al proiectului este domnul primar al orașului Dermănești. Domnul primar, vă rog, aveți cuvântul? Da, câteva precizări. Noi ne-am propus cu ceva timp în urmă ca Dermăneștiul să devină stațiune turistică de interes local. Sigur că la nivel de minister, pentru a putea deveni stațiune turistică de interes local, noi trebuie să deplinim niște condiții. Printre aceste condiții, aș enumera și traseele turistice pe care noi le avem în munții Nemira, Parcul Mic, Parcul Mare. Sigur că aceste trasee turistice trebuie să fie amenajate și să corespundă din punct de vedere al standardelor naționale și europene pentru turism. Asta presupune să avem montate pe aceste trasee turistice și refugii montane. Sigur că am avut o discuție cu Salvamont Bacău, să vedem dacă este necesar a fi montat vreun refugiu montan și prin adresa numărul 1054 din 20 septembrie 2018 ne comunică pentru parcurgerea în siguranță de către turiști a traseului Slănic-Moldova-Valea Uzului este necesară amplasarea două refugii montane în zona Șaua Nemirei și ni se precizează coordonatele și în vârful Botul Farcului și la fel ni se precizează coordonatele. Sigur că am căutat și o resursă financiară, să vedem dacă reușim să obținem din fonduri europene construirea și montarea acestor refugii montane. Am identificat sursă de finanțare de la GAL Valea Muntelui prin măsura pe care colegul M54A a precizat-o și astăzi suntem la faza de notă conceptuală, temă de proiectare. Sigur, după ce depășim această etapă, cu siguranță vom face un studiu de fezabilitate, vor rezulta niște indicatori și eu, dacă ne mișcăm foarte repede și doar nu se răutățește, am putea până la sfârșitul anului să montăm și cele două refugii montane. Și în felul ăsta mai bifăm acolo o condiție impusă de minister pentru a deveni stațiune turistică de interes local. Mulțumesc, domnule primar. Aici sunt atrase și alte instituții de raza de competență. Mă refer la Oforul Silvic, la rezervația Nemira, care vin pe teritoriul altor instituții din cadrul. Deci traseele sunt și refugiile montare vor fi amplasate pe terenul de proprietate a UAT Oranj Dermănești. Este vorba de zona Șaua Nemire și Botul Farcului, care sunt amândouă în UAT Dermănești. Deci sunt pe raza și sunt atrase și instituțiile de ocol. Da, să vă spun imediat. După ce noi vom face aceste obiective, cu siguranță vom încheia un parteneriat între Salvamont Bacău, între Asociația Nemira din Dermănești, care știm foarte bine sunt niște locuitori ai muntelui, între Ocolul de Stat, între Ocolul Lignum, da? Toți cei care au în zona respectivă. Proprietare, deci, pădure. Cine sunt acolo și cei care, sigur, care păzesc. În așa fel încât să avem garanția, inclusiv cu cei care vor organiza pe timpul verii stâne acolo, să avem garanția că aceste trasee montane și aceste refugii montani vor fi cumva păstrate cu da, unele. Domnul Balaș? S-a ajuns la acest lucru, să putem face aceste refugii, mai ales că zona pe timp de iarnă e destul de dificilă și sunt amatori care merg, deci vom contribui la bunăstarea. Mă bucur și mai mult decât atât, să știți, astea sunt două refugii montane din fonduri, da, de la GAL, fonduri europene, dar îmi propun să mai facem încă două refugii montane, unul construit de primărie în zona
undeva Fântâna Chetreanului, zona aia, care va avea dublu rol, odată o stână tradițională și aia trebuie să ne asumăm noi anul viitor, iar perioada în care nu se mai pășunează acolo, să aibă rolul de refugiu montan. Deci noi ne-am gândit în așa fel încât să poată fi cu dublă utilitate. Iar al doilea refugiu montan pe care vom face tot noi din bugetul local anul viitor va fi acel canton pe care îl are primăria la Țiganca Jos. Da? El va intra într-un proces de renovare și care va avea și rolul de refugiu montan pe perioada ierbii. Sunt probleme și ăla chiar va fi un fel de centru de comandă la acel canton în cazul în care se întâmplă pe timpul iernii probleme, salva munți sau deci ceva. Să aibă și sobe. Deci să aibă și vizibilie. Și să se poată acorda acolo chiar un prim ajutor, să se ajungă acolo tot ce înseamnă. Acolo va ajunge și auto în caz de Doamne ferește se întâmplă ceva, iar salvamont să coboare din aceste refugii și trasee turistice ce accidentează în caz de avem situații de genul ăsta la această bază. E interesantă ideea asta cu Fântâna Chetreanului. Dar trebuie să avem în vedere că acolo să scrieți. M-ar durea pe mine și pe dumneavoastră de trebuie că se face o stână cu s-a întâmplat la Gura Țigării. Eu am ridicat în genul de voastră trecute problema trei construcții la Gura Țigării. Din păcate, din ce în ce se degradează tot mai mult. Speram, e păcatul ultimat, pentru că e o păcată făcută, ar fi bine ca să o reabilităm sau măcar să o gălămăm, dacă chiar nu trebuie să facem. O reabilităm, da. Și anul ăsta am avut. E păcat că e construcție, e făcut. Cu siguranță. Dacă mă ducem discuții, să punem la vot aceste întrebări. Cine este pentru? Împotriva? În unanimitate? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind modernizarea traseelor turistice a fost adoptat. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Avizează Comisia Juridică, Comisia de Finanțe și Comisia de Urbanism. Inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești, vă rog, domnul primar. Sigur, vechiul proiect de hotărâre dădea mandat Consiliului Comunitar Consultativ 2 ani de zile. Cei 2 ani au expirat. Astăzi propun acest proiect de hotărâre pentru constituirea noului Consiliu Comunitar Consultativ. Componența este formată din următorii: Mititelu Vochița, Nicodim Elena, Pop Iuliana, Stoica Adriana, Milea Fănel, Moise Caru și Turtuică Vasile. Componența noului comitet, noului Consiliu Comunitar este identică cu cea din vechiul mandat, să zic așa, și au făcut membrii Consiliului și au făcut datoria de fiecare dată când am avut probleme și au fost convocați, au fost prezenți. Sigur, de-aia am și propus să rămână același membru. Același membru. Și la punctul 2, regulamentul de organizare și funcționare. Dacă sunt discuții, domnul Moise? Dacă dorește cumva, poate mai vrea cineva să facă parte din Consiliul ăsta, dorește mult, sunt dispus să încep de vot. Deci, poate dorește cineva. Nu vreau bine. Eu vă spun cu plătare de citată, nu pot scrie să crezi. Articolul 6, principii de discriminare. Păi trebuie să fie un principiu de bază și al dumneavoastră. Este un principiu de bază. Dar să punem la vot, dacă mai spun că să punem la vot, cine este pentru? Și cu 16 voturi pentru proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și regulamentul acestuia a fost adoptat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport
în regim de închiriere pe raza orașului Dărmănești și a taxelor aferente acestui serviciu. Asta vizează Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe, inițiator primarul orașului Dărmănești, domnul de primar. Sigur, noi avem aprobat regulamentul de organizare a serviciilor de transport în regim de taxi și am avut solicitări din partea unor firme să dăm o hotărâre de Consiliu prin care să aprobăm regulamentul de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de închiriere pe raza orașului Dărmănești. Sunt firme care sunt la momentul de față în alte localități destul de dezvoltate din acest punct de vedere și solicită să deschidă puncte de lucru sau chiar sedii pe astfel de activități și în Dărmănești. La articolul 1 am propus regulamentul de organizare și funcționare și sigur la articolul 2 taxele pentru eliberarea autorizațiilor. Aceste taxe sunt identice ca valoare cu taxele care se practică la serviciul de taxi. Eu sper să avem în zonă asemenea activități, pentru că odată venim în întâmpinarea cetățenilor care doresc să închirieze mașini și, în al doilea rând, cu siguranță vor mai fi create niște locuri de muncă. Dacă sunt discuții, doamnă Pădurariu, dar... Nu, nu mai știu, nu vă spun o volumă. Eu vă fac un sediu, zice un exemplu, nu la domiciliului, dar un sediu și în centru. Nu vă fac caz, pentru că nu vine cu 3, 4, 5 mașini, vorbim din ești așa. În experiența celor care am văzut că practic așa ceva, am observat că sediu nu înseamnă dacă are posibilitatea să aibă și spațiu pentru parcări auto, e foarte bine. Dar ei pot să aibă sediu în centrul Dărmăneștiului și parcarea să o aibă la Dărmăneasca sau mai știu eu ce. Și mașina, în momentul în care solicită cineva, mașina vine, preia din punctul respectiv solicitantul se duce. Deci dacă vom avea nevoie și dacă vor solicita ca noi să le punem la dispoziție niște locuri de parcare, noi avem parcări suficiente, am făcut în centru și nu numai, și sigur, contra cost, vor veni, vor rezerva 2, 3, 5 locuri, vor plăti și cetățenii își vor putea ridica mașina din punctul solicitatului. Deci noi avem posibilitatea să punem la dispoziție locuri de parcare, de Dumnezeu să avem solicitări. La momentul ăsta, parcarea din Dărmănești nu plătește nimeni în parcare, cu excepția celor de la bloc care le-au rezervat doar pentru ei. Deci dacă vor fi solicitări, vom pune la dispoziție fără niciun fel de probleme și locuri de parcare. Mulțumim. Alte întrebări, dacă mai sunt, dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? În unanimitate? Împotrivă? În unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de închiriere a fost adoptat. Punctul numărul 11. Proiectul de hotărâre privind modificarea gradului profesional al unei funcții din statutul de funcție al aparatului de specialitate, statului de funcție al aparatului de specialitate al orașului Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, inițiator primarul orașului Dărmănești. Domnule primar. Este vorba de transformarea unei funcții publice, vacante, din inspector debutant în inspector asistent. Și deci vorbesc de faptul că această funcție este vacantă. Noi am prins atunci la începutul 2017, parmise inspector debutant. Salariile sunt foarte mici la debutant și se pare că nu prea sunt atractive. Și atunci am propus transformarea într-o etapă superioară de asistent, poate, eu știu dacă vom scoate la concurs, va fi mai atractivă această poziție, pentru că salariul e un pic mai mult. Iar rămâne tot vacantă, nu e niciun fel de lucru. Sunt întrebări? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție a fost adoptat. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind includerea personalului medical din cabinetele medicale școlare și a asistenților personal din statul de funcții și în organigrama UAT, orașul Dărmănești, județul Bacău.
avizează comisia juridică, inițiator, primarul orașului Dărmănești, domnule primar. Sigur, acest proiect de hotărâre vine să completeze o eroare pe care noi am făcut-o ani la rând și nu mă refer doar la cei care suntem astăzi aici la conducerea instituției, ci din 2000 încoace. În sensul că în organigrama și statul de funcție a primăriei n-au fost prinși asistenții medicali de la cabinetele medicale școlare și nici asistenții personali ai persoanelor cu handicap. În urma unui control făcut de Direcția de Sănătate Publică, mi s-a recomandat să includem personalul medical din cabinetele medicale școlare în statul de funcții și în organigrama OAT. Astăzi venim să completăm statul de funcții și organigrama cu, pe de o parte, cu asistenții medicali de la școli și pe de altă parte cu cei 32 de asistenți ai persoanelor cu handicap. Dacă sunt întrebări, mulțumim domnule primar, dacă sunt întrebări, să ținem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, împotrivă? 16 voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind includerea personalului medical din cabinetele medicale și asistenților personali a fost adoptat. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cabinetelor medicale școlare. Avizează Comisia Juridică, inițiator primarul orașului Dărmănești. Domnule primar? Sigur, la punctul, la proiectul de hotărâre anterior, noi am introdus, așa cum spuneam, în statul de funcții și în organigramă asistenții medicali și asistenții persoanelor cu handicap și trebuia să dăm și un proiect de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționarea cabinetelor medicale. Aici avem la acest punct de ordinea de zi, la acest proiect, avem regulamentul de organizare și funcționare. Ce trebuie să facă acești asistenți și ce obligații au și, sigur, aceste obligații fiind transpuse în fișa postului. Mulțumim, domnule primar. Întrebări, dacă sunt? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate de voturi. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cabinetelor medicale a fost adoptat. La punctul numărul 14, inițiatorul domnul consilier Pădurariu Gheorghe a solicitat să retragă proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali de pe ordinea de zi. Noua ordine de zi a fost aprobată la început și este scos acest proiect de hotărâre. Mergem la punctul numărul 15, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 99 din 31.07.2018 pentru obiectivul înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Dărmănești, județul Bacău, în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, aveți cuvântul. Câteva precizări. Ieri ne-a venit o solicitare din programul operațional regional. Este vorba de solicitarea de clarificări 5. Noi am depus pentru obiectivul centru de zi un proiect în vederea modernizării prin fonduri europene. Și sigur că, în urma acestor clarificări, ne-au cerut să mai depunem un memoriu privind descrierea investiției. Spuneam că inițial, în ghidul de finanțare, nu era prevăzut acest memoriu, pentru că investiția era descrisă prin indicatorii tehnico-economici. Se pare că s-au mai modificat și acolo câteva lucruri. Proiectul este, la acest moment, la precontractare. Sperăm să obținem finanțarea, pentru că vorbim de o clădire care a aparținut fostului spital din Dumbravei, o clădire care stă să se dărâme. Noi am găsit soluția acolo să deschidem un centru de zi pentru persoane vârstnice. Am făcut și acest memoriu privind descrierea investiției. El trebuie aprobat prin hotărârea Consiliului Local și astăzi am propus acest proiect de hotărâre. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva?
Se abține cineva? Nu? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 29/2018 a fost adoptat. Punctul numărul 16, diverse, scrieți-vă. Da. Până vă scrieți dumneavoastră, am să câteva precizări am să fac. După care eu aș vrea cât de scurt, trebuie să ajung la o instruire pe referendum, la Bacău și dacă ajungem mai mult, să rămân domnul viceprimar. Deci, în primul rând, vreau să fac un apel către cetățeni. Am declanșat etapa a treia a cadastrării gratuite și de luni începând se fac măsurători în zona castelului de la Dărmănești, tot ce înseamnă sectorul 17, însemnând vreo 500 de terenuri acolo de imobile. Ne-am propus să le cadastrăm până, eu știu, cel târziu la sfârșitul săptămânii viitoare. Rog cetățenii, mi-am dat și anunțuri, am făcut și întâlniri pe la școli, să se prezinte în teren, pentru că cei care fac măsurătorile ne-au transmis că nu vin oamenii în teren. Și cei care vin nu-și cunosc vecinii sau nu-și cunosc cotarele, sunt unii care nu vin deloc și nu știm care sunt parcelele lor, sigur că nu se vor mai întoarce înapoi acești cadastriști. Odată trecuți pe acolo, bine, e bine trecut. Și atunci vor veni și au început deja să vină cetățeni la mine, ba că n-am știut, ba că n-am putut, ba nu știu ce probleme a fost acolo și ne roagă ca acești cadastriști să se întoarcă înapoi. Ei au un termen foarte clar și trebuie să raportate aceste măsurători la oficiul de cadastru și de asta insist pe ideea ca cetățenii să meargă în teren așa cum avem noi programarea. Și sper ca, eu știu, până la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, aceste măsurători să fie terminate. După ce terminăm această zonă a sectorului 17, care înseamnă partea de aval a castelului de la Dărmănești până în Pârâul Chitici, vom trece la următorul sector, care va fi de la Pârâul Chitici, paralel cu drumul județean de 123, în zona Schendre, toate acele terenuri. Când începe acolo? Imediat când terminăm, începe zona Schendre. În graficul nostru este prevăzut săptămâna viitoare spre sfârșit să începem zona Schendre. Dar vom anunța, vom face din nou informări, rugămintea mea, cei care au de țin teren și au teren în acele zone, să vină și cu... Aici la primărie, cine se ia legătura? De deci avem la primărie serviciul urbanism, Radu Rusul este delegatul meu în teren, în fiecare zi mergem în teren cu cetățenii, avem colegii de la Registrul Agricol, Elena Tamaș, da? Iuliana Tamaș și cu mai acolo doamna Adam. Pot veni la mine, pot veni la domnul viceprimar, la doamna secretar, să eliberează adeverințe. Deci tot ce ține de noi facem, problema principală, lipsa oamenilor din teren. Deci legat de cadastrare, vă rog tare mult să fiți prezenți acolo. A doua problemă pe care vreau să o ridic aici, mă refer în special la cetățenii din cartierul Dărmăneasca de pe strada Livez și cei din cartierul Lampoș. Știți că avem un proiect pe PNDL pentru asfaltarea străzii Livez și Lapoș. Am văzut acolo că foarte puțini și-au făcut raportul la canalizare. Noi am făcut apeluri în nenumerate rânduri, am pus și anunțuri pe garduri și la ședințele pe care le-am avut. Avem o ofertă depusă pentru asfaltare. Suntem în procedura de achiziție. Acum, undeva în 15 octombrie, cred eu că va fi semnat contractul pentru începerea lucrărilor de asfaltare. Nu știu cât vor mai reuși să facă, dar cu siguranță cei care nu și-au făcut acordul la canalizare nu vor mai putea să facă, să spargă asfalt sau cei acolo. De aia rugămintea mea este ca în regim de urgență, cât vremea ne permite, să facă cetățenii aceste raporturi la căminul de raport. A treia problemă. Așa cum spuneam, la Dărmăneasca ieri a fost semnat contractul de finanțare. Cei care sunt
eu știu, afectați cumva de această lucrare. Sper ca până la sfârșitul anului să facem proiectarea și execuția în așa fel încât anul viitor, nu cred că anul ăsta mai putem, anul viitor să începem lucrările și să aibă puțină răbdare, pentru că acele ziduri din beton cu siguranță va rezolva problema. Vreau să vă mai spun că în data de 6 și 7 octombrie în România va avea loc acel referendum pentru familia tradițională. Rog cetățenii din Dărmănești să se prezinte la vot, să voteze așa cum cred în valori de cuvință. Noi suntem, în general, o comunitate în proporție de 99%, să nu zic mai mult, o comunitate creștină. Avem niște valori ale noastre. Familia reprezintă o valoare la care ținem foarte mult și cred că vom fi prezenți la acest referendum. Nu fac probleme că nu vor vota dărmăneștenii pentru familia tradițională, ci dacă am, la momentul ăsta, un semn de întrebare, prezența la vot. Referendumul se va desfășura pe 2 zile, sâmbătă și duminică. Cei care poate sâmbătă ocupați cu muncile la câmp, măcar duminică să fie cam prezenți. Cam ambiguă întrebarea din buletinul de vot. Nu sunt... Oamenii vor înțelege, cred că... Să vor înțelege că... Vor subînțelege, dar nu știu dacă... Da. Vor subînțelege realitatea. Dar dumneavoastră ați înțeles? Da. Cred că vor înțelege că noi, de fapt, susținem familia tradițională, căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Deci, tradus în pe înțelesul tuturor, cam asta susținem noi. Vreau să vă mai spun un lucru și să mă opresc aici cu trimitere direct la colegii de la PSD. Am văzut pe site-ul organizației PSD, aia care e oficială, niște, să zic așa, remarci la lucrările care au fost făcute în Dărmănești, niște sume total eronate acolo. Colegii de la PSD au făcut și o solicitare scrisă legat de cât a costat centrul civic 1, 2, cât a costat asfaltarea străzii din nu știu unde și concret am răspuns printr-o adresă scrisă. Domnul Balaș, înțeleg că dumneavoastră sunteți președintele organizației PSD Dărmănești. Aș vrea să vă... N-a scris dumneavoastră, dar este organizația PSD Dărmănești. Aș vrea să puneți pe site-ul organizației PSD Dărmănești adresa pe care ați primit-o. Și fac concret cu trimitere. De exemplu, pe site-ul organizației PSD Dărmănești spunea că strada de la poștă și până în fața poliției, asfaltarea a costat 18 miliarde 850 de mii de lei. Tot pe același site spunea că parcul din fața poliției a costat 13 miliarde. Tot acolo scria că piațeta din fața primăriei a costat, nu știu cât, 4-5 miliarde. Totalizând cele precizate acolo, însemna că valoarea investițiilor a fost 36 de miliarde. Eu, sigur că dumneavoastră mi-ați solicitat și scris, am răspuns valoarea tuturor lucrărilor făcute în centrul civic 1, 2, cu tot, cu asfaltări, cu parcul, tot ce vreți dumneavoastră, a costat 18 miliarde 300, nu 36 de miliarde, așa cum a spus dumneavoastră, și pare rău că sunteți consilieri aici și știți că aveți acces la toate documentele. Mai mult decât atât, a fost bugetat, pentru că am văzut acolo că spunea unii, că, de fapt, în Consiliul Local s-au aprobat niște sume și eu am cheltuit mult mai mult. Și pentru asta v-am răspuns dumneavoastră, a fost bugetat 18 miliarde 300, s-au cheltuit 18 miliarde 220, s-a făcut în urma licitațiilor o economie de 7.600 de lei sau 76 de milioane. Deci rugămintea mea este să postați, ca ați primit răspunsul, să postați adevărul și să informați cetățenii corect. Mulțumesc, mai aveam câteva de spus, mă opresc aici. Dacă aveți la diverse, vă rog concret, eu am spus că nu sper de oră, stau după aia mă... Domnul Petri, Domnul primar, am început să apară informație, domnul de la Reprimi, spre Dragul Noi. Punând niște hârtiuțe în forță, este extraordinar de bine, pentru gunoiul selectiv. Deci că containerele pentru hârtie, metale și plasticuri sunt foarte rare în zona cu Colonia Veche, stadion. Lipsesc, adică cel mai apropiat este ori la intrarea în Poiana, ori la Ticaleci,
știm de bine. Deci, ar fi o problemă, trebuie suplimentate, să fie mai apropiate, că oricum ne vedem de ce se aruncă. Deci, pe siguranță, noi am făcut, domnule, noi am făcut prima baterie de, să zic, containere selective, să vedem cum reacționează cetățenii, să vedem în munții, fără niciun fel de lucru. Deci, trebuie, la nivel local, autorități locale, să facă o sesizare la Medusa. A trecut atâția ani de când e închisă rafinăria, s-au cam dezafectat, s-au cam cărat pe ce a fost fier. E pusă în vânzare la un lichidator, ce a rămas, s-a vândut parțial. Sunt niște bataluri care unul din trei, din bataluri de recuperare reziduri petroliere, au fost trei bazine. Unul s-a ecologizat. Au rămas două care deranjează dacă bate vântul dinspre Sălătruc în jos, ajunge mirosul până aproape de centru. Nu mai zic în zona aia. Și e o pată pentru Dărmănești, acele bataturi. Dacă tot s-au recuperat, sau lichidatorul pune în vânzare, ar trebui să-și găsească, sunt proprietarul actual, sau așa, da. Să-și rezolvă problema. Dacă a fost cumpărat la final, a fost cu totul așa. Anterior, cu câteva luni, în primăvară, am propus eu modernizarea șipotului de pe Boiește. Da, să vă răspund un pic de rafinărie și după aia. Vreau să vă spun că legat de închiderea batarelor de la rafinărie, am făcut o informare Ministerului Mediului și săptămâna viitoare, din informațiile pe care le am eu, o delegație de la Ministerul Mediului, împreună cu reprezentanța ai Gărzii Naționale de Mediu și Agenției de Protecție a Mediului, vor fi prezenți la Dărmănești și vor analiza gradul și corectitudinea închiderii acestor bazine. La acest moment, fostul amplasament al rafinăriei Dărmănești este la Casa de Insolvență Transilvania. Legislația românească nu are cumva măsuri pentru aceste case de insolvență și cumva Casa de Insolvență a zis, domnule, noi nu mai avem nicio treabă. Încearcă să vândă repede aceste active care au mai rămas să poată scăpa de ele și după aia Dumnezeu cu mila. Pentru că autoritatea locală trebuie să se implice în sensul de a găsi soluțiile cele mai bune pentru sănătatea cetățenilor. Am făcut acest memoriu, am avut discuții personale cu doamna vicepremier Grațiela, ministrul mediului, și m-a asigurat că cu siguranță în luna octombrie va fi prezentă o delegație la Dărmănești să vadă exact ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, să știți că foștii proprietari au accesat niște fonduri europene pentru închiderea acestor bazine, din ce știu eu, au consumat banii și nu au închis aceste bazine, drept pentru care suntem în infringement de la Comunitatea Europeană, Comisia Europeană, că cumva trebuia, era raportat că s-a închis și banii s-au cheltuit, dar lucrarea nu e rezolvată. Și pe fondul ăsta lucrurile se vor... Să zic, și o ultimă întrebare, în afară de șipuri, poate reușa. V-am să vă întreb, că ați spus dumneavoastră de programul pe străzi ar trebui să lege la canalizare. Da. Aveți o informație când sau cât mai durează până să dăm funcțiune stația de depurare inclusiv și canalizarea? Deci, cu siguranță, n-am să vă spun cu exactitate. Știți de ce trebuie? Știți de ce trebuie? Că de-a lungul timpului, de nu știu câte ori, s-a modificat data de finalizare. Așa este și vreau să vă spun că ultima mea vizită, care a fost recent la stația de curare, nu mi-a dat așa alip și curaj să vă spun că în luna octombrie va fi gata. Pentru că toamna 2018 se spunea că va fi pusă în funcțiune și chiar demersul care l-am făcut noi către cetățeni de a se raporta la finalizare a fost în sensul de a avea cel puțin 1000 de locuințe raportate în septembrie 2018, ca să poată să facă probleme tehnologice. Vreau să vă spun că cei care au demontat acolo echipamentele electronice se mișcă foarte încet. Încă sunt la acest moment speranțe că în toamna anului 2018 va fi finalizată investiția la stația de depurare. Eu vă spun că am serioase semne de rezerve, să zic așa, vis-a-vis de chestia asta.
Dar pe partea de rețele de canalizare lucrurile stau mai bine, în sensul că mare parte au fost corectate, sunt funcționale. Singura problemă se face este la stație. S-au identificat și zonele unde lipsea conducta pentru... Da, avem, încă se lucrează, să știți că am identificat foarte, foarte multe probleme la conducta de canalizare, deși în documente apărea canalizarea în stare de funcționare și cu parametrii care au fost proiectați, în teren am găsit cu totul altceva. Vă dau un exemplu, la Dărmăneasca, sub podul, primul podeț acolo, conducta de canalizare este din PPR. Adică în proiect este, știți foarte bine, ceramică și... Da, este un plastic, exact cum trece apa pe nu știu ce. Noi am pus inițial pe conducta de apă, ne-am apucat acolo să vedem ce e pe ea și am constatat că este conducta de canalizare. Deci nu are ce căuta acolo. Noi am făcut scris către compania de apă și ne-am promis că vor merge, vor schimba consumul respectiv. Au și recunoscut constructorii, că da, au... Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Balaș, vă rog. Vă rog, domnul Speca? Nu te-ați ocupat și pe doamna Speca, ci domnul Balaș. Era domnul Despa, da. Domnul Despa. Haideți, care era la mine. Domnul Despa. Domnul Despa. Doresc ca în prima ședință de Consiliu să fie invitat șeful Poliției Locale, care să ne prezinte un raport detaliat bazat pe cifre, nu pe grafice, asupra calității de la punerea comenzii Poliției Locale și până la ultimul lor bilanț. Da. La acest moment știți foarte bine că avem un lucrător în cadrul Poliției Locale care l-am detașat pe site. Care cifre primare? Are niște atribuții acolo. Copiindu-se pe zilor. Și ție să vă aduc aminte că sunt probleme mereu ca alunului și pe Nemira cu inundațiile. Haideți să luăm măsuri din timp ca oamenii să nu mai fie afectați de acele inundații. Am fost împreună, domnule viceprimar, dar văd că nu s-a făcut nimic până acum. Ce bine că oamenii să nu mai suportă. Eu am impresia că s-a făcut, domnul consilier. Cât s-a făcut de resursa financiară. Eu știu că am făcut fiecare an acolo niște șanțuri betonate care nu erau până... Vorbesc de Nemira și alunului, Nemira de la intersecția cu Poiana până la țarului. Porțiunea aia de drum, de la Iusie din Greu, acolo spre Secără, spre magazin. Deci, acolo sunt mereu probleme. Adică între strada Poiana și alunului. Da. Deci acolo nu s-a făcut nimic. Și deci, la fel, că la Dăscărescu, pe sus, acolo, de unde vine... Nu s-a făcut nimic. S-a făcut cât s-a putut. Deci noi 2 km sau 2 km și ceva de șansă am făcut la Poiana. Am spus că se intervine să mai fie probleme. Sigur, normal ar fi fost ca să avem resurse și să le facem oamenilor șansă betonată în toată Poiana. În măsura, vedeți că strângem fiecare mănuț, acum ne ducem să scatăm Brătuleștiul ce am spus acolo, să terminăm strada aia și să poate reușim să facem... Și cum bunzul, dacă se intervine acolo, se poate... Deci de decolmatat e altceva. De decolmatat e altceva, dar nu de betonat. Nu e de decolmatat nimic. Acolo trebuie intervenție, cum pot avea domnul viceprimar, acolo trebuie preluat apa printr-un canal colector, spune și dus în șanță de vizavi. Dus bun, mari. Ok, o să vedem acolo, da? E bine de mers la fața locului. Vă duc ce trebuie făcut. Domnul Badaș, vă rog. Eu am sigur vreau să spun cetățenilor, indemnizația de consilier este 409 lei la primăria Dărmărești, nici mai mult, nici mai puțin. Atâta primărie. Da, nu 800, nu 600, nu nimic. 409 lei, atât primesc tot consilierii. Cred că nici mai mult, nici mai puțin față de alți consilieri de la UAT. Îndecinate, comănești, nu, mai puțin. Cred că mai puțin, da, da? Deci trebuie să știi numai adevărul, dacă chiar vorbim de adevăr. Atât am văzut. Domnul Moise. În cartierul Brătulești, strada Valea Uzului, familia Fabian Ion mi-a spus că vecini de la Vale, familie Vizirani, și-au turnat beton de la poartă până în asfalt, blocând șanțul care trece pe lângă porțile lor. În momentul în care plouă torențial, toate mizerile pe stradă intră dumnealui în curte, bineînțeles, de acolo se infiltrează în funcțiune. De multe ori nu am mai putut folosi apa din funcțiune.
Am înțeles că a fost informat domnul consilier, mai evident trebuie să... S-a făcut și adresă? Noi acolo, așa. Deci noi acolo trebuie să debatăm ce a construit ramul și despre ce vorba cu poliție, sau ceva, trebuie să... N-au organizații de construcție. Da, nu știu. Atunci s-a continuat odată cu asfaltarea și acolo și trebuie să găsim o soluție. Trebuie că iată, apă e țeavă sparte. Sau ceva, că apa să treci la vale. Este depusă și adresă, nu știu. Da. Vedem cum reușim să o rezolvăm și pe asta. Atât, da? Doamna Stoica. Doamna Stoica? Și domnul primar, am o rugăminte, dacă vreți să spuneți stadiul aglomerării blocurilor. Da. Și dacă puteți veni sau trimite pe cineva un pic pe străzile adiacente, pe garul Fiței, pe... de verificat un pic, pentru că s-au au rămas canalele, rupturile la viitoarea canalizare care va fi funcționabilă mai sus decât pe alocuri și cu mașinile se ating, cu mașinile de desubt se merge foarte și cât puteți și cum puteți în funcție de buget cu sort sau cu ce se indică acolo. Legat de... Deci legat de stadiul amelocării blocurilor. Vreau să vă spun că la momentul de față noi suntem în licitație pentru execuția lucrărilor. Practic documentația este la ANAP. ANAP-ul verifică execuția lucrărilor. Acolo se va scoate fiecare bloc, lot separat în ideea de, eu știu, a venit mai multe firme să facă. Ar trebui undeva 30 de zile să semnăm contractul de execuție. Așteptăm să vedem, pentru că mingea nu mai e la noi, cei de la ANAP s-ar putea să mai ceară clarificări, să ne mai trimită, de exemplu, la drumul de la Lapoș, ANAP-ul a întors înapoi lucrarea de 3 ori și a durat vreo 45 de zile. Vedem în funcție de cât de repede ANAP-ul dă ok, facem, organizăm licitație pentru execuția lucrării. Prin rugămintea dumneavoastră să elibereze din spațiu, ca să aibă spațiu acolo pentru constructori. Dânși aveau fiecare porționat pentru a-și avea mai ales loc pentru lemne. Loc pentru lemne, da. Și acum sunt situația în care că... Va trebui să găsească niște soluții. Da, niște soluții fiecare acolo, pentru că dacă iarna nu va fi cu foarte multă zăpadă, constructorul poate lucra la acoperiș la ce are el acolo și cu siguranță are nevoie de a se mișca în jurul blocului. Da, da. Nu pot să vin să spun acum, domnule, depozitați demnele în jurul blocului și peste o lună și jumătate, sau o lună când constructorul se apucă de treabă, va trebui să-și mute lemnele de acolo. Deci e o chestie care e greu de controlat. Dar cu siguranță proiectul este pe drumul lui și cât de repede reușim să semnăm contractul de finanțare, sper să apuce și de lucru. Mulțumim, domnule Petre. Domnul primare, de exemplu, o problemă mult. Rezolvată în satul blocul, este dumneavoastră primăria, m-ați interesat, a spetruit toate străzile blocului într-un lucrare normal. A fost bătută piatra cum trebuie, cu compresorul. Ceea ce trebuie pe ulița toată, în momentul că trebuie Bianchim, sunt să la plăul de la 4.000 acolo, trebuia, oamenii au solicitat niște piatră legurile de aceasta cu urmă sărpoasă, care se poate să intre între traversa și s-a străcat drumul sau... Aia putem să o punem fără probleme, dar la urmă ploaie o aduce jos. O punem și... Eu așa am zis și eu, o duce. Deci acolo, de la... Tot grigura poate, am zis, fără nu se vreau. Pe piatră sfată. Punem și pe piatră sfată. Acolo, soluția este... de aici, de la Cojocărel, să ne ducem cu asfalt până la biserică și inclusiv așa vedeam. Aia ce așa, nu mai și așa cu siguranță, cu siguranță așa va fi rezolvat. Da. Nu știu dacă anul ăsta, dar anul viitor cu siguranță acolo va fi. Am găsit asfalt acolo, da. Mai treabă. Am găsit proiectul din Buzela. Iar dacă o punem, o să mai... Proiectul din Buzela am aprobat acum. Da. Și, a doua treabă la Plopo, acolo, la pădurul de la Plopo, în zona familiei Mahocolul de Sau, noi deja am avem 15 clase de care noi pregătite. Am avut o discuție și cu șeful de ocol de la Bermanești.
au care au niște piatră acolo, nu știu exact câte piatră, să facem de comun acord front comun, noi suntem cu casa și ar trebui ca luna octombrie și cu siguranță luna octombrie vom finaliza măcar o parte din gardoanele care să protejeze care drumul acolo. Acolo se rupe, acolo da, avem nevoie de 10-20 de mașini de piatră, da? Da? Deci cu siguranță în luna octombrie vom reuși. Eu am aprobat bugetul. Deci acum, dar prin care îl văd că putem îndeava la cheltuieli, nu râde domnul, vă rog frumos că eu știu ce spun aici. Haideți să fim frumos, vă rog frumos, dacă mai aveți. Deci, la lista de investiții, știu că mai înainte, cu, tot cu bugetul colectivitării, a spus inclus asfaltarea la bloc. Înțeleg? Deci este aia, nu ne luăm de aia, va rămâne cu siguranță fără probleme. Deci, așa. Eu vă spun pentru blocul, ca să știți ca și etape, vom veni, lucrăm acum la studiu de fezabilitate de exact cât ne costă și care soluțiile. Noi ne dăm cu părerea că acolo ar trebui niște piatră, că n-ar trebui, constructorul vin și a spus că dalele alea trebuie scoase de acolo, proiectat, dalele alea de sus de acolo. Și să vedem soluția tehnică, să vedem cât ne costă, aia o facem din bugetul ăla. Deci până la biserică și până aici la familia Vartomenii, cu siguranță. Fără șanță acolo. Deci, e un proiect, va fi un proiectant, vedeți soluții găsesc. Problema drumului, v-am spus, la directim acolo cu băiatul care v-a telefonat. Deci el o vega. Oamenii și-au ligat în fapt. Am văzut, am sesizare scris. O să facem tot luna asta. Octombrie este programată puntea aia cu... Puntea la cita. Puntea aia va fi rezolvată. Așa. Știu, nu am venit. Ce vreau să vă mai spun? Am spus mereu de apa de la antenă, de la pădureți, la casa mea pădurea. Deci este din iarna iară, așa oamenii vor mânca. Apa? Da. Trebuie scufundată, dacă deja trebuie să fie la suprafață. Deci, vin cu așa. Mulțumesc! Mulțumesc, oameni, și domnul trecută. Vorbește de drumul județean. Da, drumul județean. Acolo va fi plombat. Dar este tot ce credibil. Mai ales la Diga, dincolo către Modele, acolo chiar îl rup și roata la mașină. E de atâta timp, de cât a să coste 3 plombe acolo de pus. Da, de atâta timp care o mașină. Să știm și dacă, da, ne uităm acolo, deci niște asfalt rece, la momentul ăsta nu prea mai facă de asfalt rece, că e târziu. Aici de la biserică am făcut curățenie cu oamenii, acum cu ramă și cu tot. Deci în parcarea acolo trag toate mașinile. A spart și parcarea, că au venit că am plătat acolo cu remorcii cu ce-a făcut ei, am găsit niște două. Acum, după ce am făcut curat, saj mari, am zis că îi disfac până la urmă să vă cine ei. Noi am făcut asfalt undeva de la societate sau ceva, nu pot să știu, orică. Poliția stă până la 11 seara, deci pe timp de noapte nu fac. Dar tot timpul am adunat oamenii și am făcut curățenie, dar nu se poate nici așa. Să punem o cameră, tu la vedere, că nu pot să stau noaptea să-l pundez, nu? Dar ce, da, cu intenție, cred. Dacă vreți, vedeți, ce sunt acolo, nici nu i-am luat. Să vedem, poate că sunt ceva mai mult. N-au coborât jos, că aș vrea ca să zic sac, să mă uit în ei, poate să trece și mă gătă. Să știm dacă sunt sacea, mai întreagă la coada la cuit de la... Am zis și eu. ...scăpănuțe și vinde și iau cu noi și la loc și-l pun în urmă. Da, deci de acolo provin sacea. Dar trebuie spus și niște coșuri. Da, sunt la coada la cuit. Dar dacă pui coșuri acolo, după aceea se luați la acolo. Nu, deci la coada la cuit, cei de la Rompres se duc o dată pe săptămână și ridică mașina până acolo. Numai că
dacă românul nostru e inventiv, dacă predă gunoiul la român, trebuie să și plătească. Și atunci el spune, domnule, eu nu plătesc, că nu am treabă, nu stau acolo, și vine cu noi și pune parcarea de aia. Nu trebuie pus acolo, că nu facem genă de gunoi. Nu, aici o să vedem poliția locală, să-i putem identifica pe ăștia. Dar de ce am posibil, jos în parcare, dar chiar în urmă nu se poate atunci așa. Și aici și spre dumneavoastră, dacă cei care mai sunt pe acolo aproape, cu siguranță. I-am informat de tot. Deci eu ca să iese, deci deci, spuneam mai devreme că am încasat 70% din ce ne-am prognozat. Dacă reușim, nu știu, dacă reușim să încasăm, cu siguranță de-aia l-am prins acolo, da? Să vedem ce reușim să vedem. Da. Și cantarul la biserică, am ridicat de acolo soluția era un tub sau ce era acolo? Nu, e tubul, se face cum a făcut partea de la deal, cementat, deci făcut canal deschis. Acolo tubul ăla e prea mic sau ce? Și nu e pe ea. Dacă s-a pus pe timp de noapte, n-ai cum să le ia. Să se ia, să iei crezi. Dacă 2-3 secunde s-a înfundat și depresează pista. Mulțumim, domnul Cătuc. Domnul Confan? E singură problemă pentru zona de la Podul Poiște și zona județea. Am mai ridicat cineva problemă odată. Sunt niște două. Într-adevăr, sunt de la canalizare, constructorul a trebuit să o privire. Arată mașină acolo. Știu, dar problemul este că deja cu vreo două săptămâni a un accident acolo. Două mașini, cine știe zona, deja au două colegi, da? Și nu ca și cine nu știe, riscă să joacă mașina. Nu știu de scrisă la cei de la... Știu, dar... Nu știu de este să intervenim noi, că, de fapt, ei asta și așteaptă. Ar trebui, bă, am pus ceva să vadă lumea. Ceva, nu pot să fie. Pus așa oară, dar nu sunt măsuri mai... Deci noi am făcut. Este o perioadă de remediere a defectelor. Deci acum suntem în perioada de remediere a defectelor. Da, toate astea le transmită. Se remediază, adică se remediază undeva în rămâne, părerea la fi un punct. Nu, punctual acolo. Deci noi am făcut adresă scrisă și am spus, domnule, e o problemă, știm că au fost niște accidente. Deci am fost, domnule, pe rin, stați liniștiți. Ați văzut că se lucrează la căminul ăla. M-a pus, adică căminul să lăsească și ăla cum era. Greu tare de lucrat cu cei de la canalizare, pentru că firma puternică care a făcut lucrările s-a dus în cap, nu mai e nimic de rest, iar îți fac să zic că e greu. Mulțumesc, domnule consilier. Domnul Roman, mai asociat un minut. O singură, asociația culturilor este lângă activitățile dumneavoastră și cu Ministerul Culturii vis-a-vis. Domnul Roman, vă rog, ziceți un pic mai tare că n-au lucrurilor. Ce se întâmplă cu cimitirul de la Valea Uzul? Pentru că toți întreabă de ce nu facem noi nimic pentru acel cimitir. Deci, săptămâna viitoare se duc la Ministerul Apărării și vedem ce putem. Mulțumim, ședința... Dacă s-au oprit, mulțumesc. Vă rog. Încă o chestie așa de lucru. Aici, dacă dau puteți.